Clubul de Taekwondo Stola Sleuca s-a organizat campionatul deschis al Republicii Moldova la Taekwondo ITF din 2 aprilie 2016. Prezenți la eveniment au fost peste 170 de sportivi din două cluburi sportive, Activ Sport Club și Stola Sleucas. Sportivii au luptat pentru locurile de frunte la compartimentele tool individual, sparring individual și pe echipe. S-a desfășurat în satul Horești din raionul Ialoveni. Invitatul special al evenimentului a fost primarul satului Horești, Petru Cigoreanu, care susține activitatea sportivă desfășurată în sat. Ne bucură faptul că copiii din satul Horești sunt implicați în diferite competiții, au o responsabilitate, cresc fizic, se dezvoltă și ne bucurăm și de rezultatele lor pe care le au la competițiile date. Rotarul Tudor, deținătorul centurii negre 3 Dan, desfășoară antrenamente în satul Horești timp de 7 ani. Datorită unor astfel de evenimente, copiii rămân motivați să persevereze în arta marțială Taekwondo. Scopul a fost ca să dăm posibilitate să participe două diviziuni, și începători și avansați. Pentru că vrem și cei începători ca să îi motivăm, să îi încurajăm ca ei să fie mai motivați la antrenament. Vasile Filat, președintele clubului de taekwondo Stola Sleucas și deținătorul centurii negre 6 Dan, a motivat sportivii să participe la activitățile pe care le va organiza clubul în viitorul apropiat. Acum, sportivii clubului nostru se pregătesc pentru campionatul Europei, care va fi în Grecia. De asemenea, se pregătesc pentru o mare competiție europeană, care va fi în Slovacia. Apoi vine vara. De acum vara vom avea mai multe evenimente importante, dar eu voi menționa mai ales două din ele. Vom avea o tabără de taekwondo, care se va desfășura în Bulgaria, într-o localitate specială, unde este o bază sportivă bună. Și vom merge de la club, instructorii cu sportivi, am invitat și sportivi de la alte cluburi, așa că ne bucurăm de ei că doresc să meargă cu noi. Și vom mai avea de asemenea o tabără și aici la Moldova, la tabăra de limbă engleză. Deci n-am spus data care va fi tabăra în Bulgaria, va fi de la 10 la 18 iunie. De la 12 până la 22 iulie. Vom avea tabără aici la Moldova, pe malul Nistrului, vom avea o tabără unde vom învăța taekwondo și engleză sau taekwondo și computere. Sportivii prezenți la competiție au luptat pentru locurile de frunte și s-au bucurat de experiența acumulată. Competiția pentru mine este un eveniment destul de important în viața de sportiv, mai ales în taekwondo, deoarece această competiție îmi dă mie noi experiențe și prin aceste experiențe eu văd ceea ce îmi lipsește mie și ceea ce ar trebui ca eu să antrenez mai mult. Eu la competiție vin pentru că să mă antrenez, să fiu mai bun în viață și să mă apăr, să fiu puternic. Mie îmi place la competiție deoarece este multă activitate, sunt mulți oameni care cunosc și ei îmi fac un mediu înconjurător mai frumos. Clubul de taekwondo Stola Sleucas este cel mai mare club din Republica Moldova cu activitate de peste 18 ani, timp în care au fost pregătiți peste 26.000 de sportivi. În jur de 80 de antrenori ai clubului pregătesc la moment 800 de sportivi în Republica Moldova și în alte țări.